Acțiunea de împădurire s-a desfășurat astăzi pe terenul fostei gropi de gunoi a comunei Supur, dezafectată de autoritățile locale. În cadrul campaniei de împădurire realizată de Consiliul Județean Satu Mare, Direcția Silvică, Agenția pentru Protecția Mediului, 21 de unități administrativ-teritoriale au răspuns pozitiv inițiativei prin care se regenerează o bună parte din terenurile care nu pot fi utilizate pentru agricultură. Șefii județului au muncit cot la cot cu localnicii și elevii din Supur pentru a planta puieții de stejar. Ce este important, faptul că Consiliul Județean, județul Satu Mare ca și instituție a decis ca să fie partener la asemenea eveniment, dar nu numai partener, pentru că am inițiat această campanie de plantare de puieți și participăm concret prin finanțarea acestor puieți. Direcția Silvică ne asigură, ne dă și expertiza necesară, pentru că nu ne pricepem ce trebuie să facem. Și alături de cele 21 de primării care anul acesta sunt implicate, vom planta undeva pe 21 de hectare de teren și e vorba de undeva 200.000 de puieți acum în această campanie, care se desfășoară din 15 martie până în 15 aprilie. E o acțiune excepțională, în primul rând, pentru că aici unde a fost o groapă neecologică, uite, și-au găsit utilitate. Punem stejar, domnul director a spus că stejarul este cel mai recomandat în această zonă și plantăm puieți de stejar și sperăm în câțiva ani să vedem aici o pădurice cât de conturată, pentru că, uite, participă atâția oameni din comună, plus elevi și colegii mei de la Consiliul Județean. Domnul președinte, deci am făcut o echipă puternică. Aproximativ 10.000 de puieți de stejar au fost plantați în comuna Supur. La nivelul județului Satu Mare, la inițiativa Agenției de Mediu și a Direcției Silvice și cu sprijinul Consiliului Județean, s-au plantat peste 20 de hectare de terenuri care au fost improprii agriculturii și care au fost fostele gropi de gunoi închise și pe care se va face o pădure în viitor. În acest sens, vreau să vă spun că am avut un sprijin deosebit în Consiliul Județean, care a cumpărat puieții de la noi. Noi am asigurat toată asistența tehnică și transportul puieților pe șantiere și de asemenea am supervizat acțiunea de plantare. Participăm și noi la plantarea de puieți pe fosta groapă de gunoi a comunei Supur. Avem mobilizați clasele de la liceul tehnologic din Supur, clasele terminale, vorbesc de profesionale, și clasele a 11 și a 12. De asemenea, avem mobilizați cei de la 416. Sperăm să putem reuși să plantăm acest hectar. În cadrul campaniei de împădurire derulată la nivelul județului Satu Mare, anul acesta se plantează peste 200.000 de puieți pe aproximativ 21.000 de hectare de teren. Consiliul Județean a alocat peste 80.000 de lei pentru achiziționarea puieților.